Amice, dacă vrei cele mai șmechere și cele mai ieftine jocuri, intră chiar acum pe Neba, ți-am lăsat un link în descriere. Și dacă vrei haine și aș da șmecheri, intră chiar acum pe Foodshop și folosește codul Bercea pentru 10% reducere. Iar pentru articole sportive îți recomand Argol și de asemenea dacă folosești codul Bercea ai 10% reducere. Te-am pupat! O trăivor Dumnezeu, prietenii mei scumpi și dragi, al vostru Bercică, care nu știu dacă se vede oglinda, dar eu sunt în chiloți. Bine, eu nu vă arăt, dar eu sunt în chiloți. În fine, treaba cea mai importantă este că am dormit, m-am trezit și mi s-a făcut poftă de o șaorma puternic dezvoltată, între care m-am apucat să caut pe Google Maps și am văzut că este aici ceva de la turci. Atunci, haideți să mergem, vreau să vă arăt o experiență așa, e de asta, la colț de stradă. Vreau să mergem să mâncăm, să vedem, domne, ce experiență este și ce putem aduce bun la șaorma amicii. Poate luăm ceva de aici, din Londra. Foarte multă lume mi-a zis, chiar am întrebat un taximetrist, domne, ce putem mânca, fish and chips și asta. Și a zis, bă, nu prea e bun. Poți să mergi la turci, la indieni, sunt cele mai top mâncăruri. Așa că o să mergem la turci, să mâncăm o șaorma puternic dezvoltată și vreau să apăsați pe butonul de like. Mă îmbrac și eu, adică mă îmbrac. Mi-au pantaloni scurs, că e fric de mâncat pe mine, de așa vin în Londra. Bine, eu m-am gândit că e vară, dar na, aia. Hai să mergem și să vedem ce găsim aici. Și avem aici outfit-ul. Nu vă legați de borsetuța mea. E cel mai sfânt lucru pe care poți să-l ai când pleci în deplasare. Suntem îmbrăcați cum ar veni de meci, dar eu na, eu nu m-am așteptat. Eu vă jur că n-am crezut că o să purta această bluză și e cel mai bun lucru. Dar în picioare sunt devastat. Între care, prietenașii mei scumpi și dragi, avem aici caraimanul. Am lăsat lucrurile acasă și haideți să mergem să ieșim pe stradă, să vedeți care este priveliștea. Și cam asta este priveliștea când ies de aici. Gândiți-vă că undeva pe acolo este Wembley-ul. Acum, drept să vă spun, problema este că, ok, stau într-o zonă bună când te gândești, dar mi-au zis băieții aceia român că e o zonă foarte periculoasă, gen Wembley e mai prost loc din Londra, ca și siguranță. Acum ce o fi, o fi. Vedem autobuze, vedem chestii cu finala Champions League. Și cam așa arată, e o mulțime de fast food-uri mici la colț de stradă. Dar ce mi-a tras atenția este acolo, ar trebui să fie ceva turcesc, între care cu șaorma puternic dezvoltată. Hai să vedem ce o știi să fac acea șaorma. Nu că vreau să mă laud, dar în spatele meu avem și o mică sală de păcănele, deci găsim și aici. Bine, nu peste tot, dar sunt. Și așa, random, gen cum sunt și la noi, știi? Iar aici avem restaurantul turcesc, așa arată. Și văd că are un proțap de carne acolo. Ia că e și verde. Dar oare o avea șaorma? Mix roap 6 lire, ia uite mă. Mix roap, ăsta ar fi. Bine, noi o să mâncăm mai multe, dar hai să vedem să ne fac un mix roap sau durum, care o fi șaorma. Are acolo niște țepușe, dar mici rău de tot. Acolo sunt eu. Și vitrina cu legume. Câteva arată ok. Hai să vedem. Ca să vedeți, acolo este Wembley, adică e ceva gen, e foarte aproape de Wembley. Acum, hai să vă spun un lucru, mi-am pus și eu la valiera ca să mă auziți mai bine. S-ar putea ca să fie români, cred. Am auzit un client aici vorbea română cu un angajat. Acum nu știu dacă e din cauza că e român, dar aia e. Hai să vedem. Și cam așa arată. Vezi că n-arată rău deloc. Și cam așa arată. Vezi că e exact ca a noastră aproape. Prietenii mei scumpi și dragi, bă, vedeți că am să vă spun o poveste. Deci, ca să înțelegeți, nu știu dacă e patron sau nu, un băiat este român-român, iar un băiat este turc și jumătate român și jumătate turc. Ia să vedem, așa arată și mi-a pus și câțiva cartofi, ca să nu aia, doamne, că nu se pune cartofi în șaorma, că se pune, știu eu. Vezi că miroase bine. Vezi că nu era deloc. Nu pot să mușc tot. E, într-adevăr, e puțin ciudată față de a noastră. În sensul că carnea e condimentată diferit. Șase lire a fost o șaurma. Mamă,
Lămâna de măsoa. Deci treaba este că... Bine, ce nu-mi place mie personal sunt legumele ăștia frești. Dar toate așa mănâncă. Eu i-am zis să mă facă cu de toate. Și a spus să fac o comparație de alea. Prețul bun. Cantitate. Bine. Pentru Londra. Repet, gustul poate să fie influențat și de faptul că eu nu pot să mestec bine. Eu înghid doar bucăți mari din cauza măsărei. Ar putea ca asta să mă derute puțin. De asta nu pot să... La nota finală puteți să-mi dați un punct în plus. Lipia e bună, se vede că nu e proaspătă, dar e bună. Adică e făcută recent, astăzi, ieri. Am învățat și eu să-mi dau seama, nu e proaspătă, este congelată, dar a fost făcută curând, ceea ce contează și asta mult. Bine, e capitală, ai distribuitori mulți. E Londra, 12 milioane de locuitori. Care ne-mi place? Și au un sus picant. Așa, așa puțin uleios pe care îl pun cu, nu știu cum să vă spun eu vouă, puțin uleios, dar în același timp picant. Uite, văd că trece un hamburger Gallardo, n-am văzut în viața mea unul. V-am și arătat unde este locația. Și farfurile chiar arătau bine. Cu ardei din aia, uite, cu nu știu ce. Dar nu pot să mănânc atâta. Chiar e bună. Adică într-adevăr, nu e ceva cu ce suntem noi obișnuiți zilnic, dar e bună. Chiar este bună, e... Nu știu cum să vă spun. E cu foarte multe ingrediente, asta e, sunt foarte multe condimente. Îmi cer scuze că ciofru e așa, dar n-am ce să fac. Dar îmi place așa, gen chiar arată altceva de colț, dar gândiți-vă ce o să fie aici, mâine, în ziua finale. Bă, dar mă zică, cât e, dar e 5 lei și ceva. Gândiți-vă că am dat 30 ceva de lei pe ea. Și pentru 30 și ceva de lei, eu zic că e ce trebuie. Ia, asta mai merge? Merge, mă, merge. M-a norocit măseaua asta, jur. Jur că m-a spart. Hai, bine, suntem ok. Și mai avem aici, amicii mei, o șaurmerie. Undeva prin centrul Londrei. De fapt, asta este în centru. Și arată și asta ok. Ca și legumele, toate sunt fresh. Nu dau seama de ce sunt. A, uite, au și feta cică. Ia să vedem ce gust are șaorma asta. Amicii mei, și a doua, nu știu dacă e șaorma, e un fel de farfurie, da, kebab. Bă, din nou foarte multe condimente, de data asta am găsit-o în centru și haideți să vedem cu ce se laudă. Bă, carnea... Eu zici că e exact Lay's cu pui, jur. Avem aici și un sos de foarte condimentate. Ia să vedem. Feta, văd, n-au eu să cea. Cartofi cu tot cu coajă. E ok, doar că foarte condimentat. Băi, e foarte condimentată. Și ia să luăm și un desert. Dacă le iau așa. Că nu prea pot să mai mușchi, sunt terminat. Bă, tocmai bună șaurma, amici, jur. Foarte multe condimente și foarte multe verdețuri în ele care îți ia gustul de carne, jur. Nu se poate așa ceva. Aia e. Ok. Gata. Amicii mei, continuăm clipul cu mâncare. Suntem la Papa's. Nu știu, bă, abar n-am să pun. Și mi-am luat și ceva să mănânc aici. Și dacă tot, bă, aveam poftă de mult, am zis, bă, hai să-mi iau mai multe. Ne-am luat cartofi porție mare la japcă, că e japcă cu porția mare de cartofi, în fine. Am luat un burger.
Buffalo Burger. Și aici niște aripioare picante, pentru că eu mai mult pentru asta am venit. Bă, și un sos. Ah. Mi-am luat, zici că e tzatziki asta. Hai să gustăm aripioarele prima dată, așa arată. Bă, chiar sunt ciuți. Bine, am ca făcut prostie să-l iau înainte de meci, că acum sunt înainte de meci. Că s-ar putea să mă supere, da? Hai. E ok. Adică chiar sunt ciuți și sunt gustoase. Cartofii bunicei. Hai să vedem și burgerul ăsta. Mamă, cum arată, mâncava-și gura voastră. Ia-o dreptat. Așa arată. Arată bine, fresh. Dar un sus prost. Bă, nu e rău. Dar nu e nici wow așa, adică e slăbus, dar aripioarele sunt bune. Cartofii au fost mai buni la aia de la culice, de la Five Guys. Chiar au fost mai buni. Bine, eu încă nu pot să amestec bine, să mă închei cu măseaua, dar totuși nu pot. Suc în doi cu apă e ok? Bă, per total e bine. A, și per total am plătit, stai că am bonul, dar am băgat acolo. 19 pounds, nu, că ăsta e al tău, e 12. Am plătit cam 19, nu, cam 18 lire și ceva. Asta înseamnă vreo 100 și ceva de lei, nu știu pe ce vedeți voi aici. Ceea ce e iarăși mult, dar e Anglia, na. Hai, m-am bubat. Amicii mei, avem și o porție de mac and cheese americane. Deci aici suntem pe America, stai că vine să răgâi. Mă aud de englezii ăștia. Bă, sunt curios cum sunt. N-am mâncat din America, dar am mai mâncat și eu de pe la noi. Bă, nu că vreau să dezamăgesc. Dau puțin gust de orez cu lapte, ia stai că mai una. Și macaroana asta zici că e... Fideaua aia aici nebună. Da, nu prea îmi plac, m-aș aștepta să fie ceva mai sărate, dar e ok, e ok. Și ca să fie treaba treabă, închidem acest vlog, de fapt nu-l închidem acum. Ultima parte o ținem cu în România, cu shaorma amici. Ca să compar și eu, domne, pe cinstite, este prima shaorma și pe cuvântul meu că este prima shaorma pe care eu o mănânc de când m-am întors în țară. Mi-am luat și un suc pe care l-am început puțin așa, e fără zahăr, cum îmi place mie. Așa arată mâncava și gura voastră, ia uite tata. Shaorma de la amici. Prețul, trebuie să-l comparăm, clar, este mult mai ieftin decât în Anglia, adică gândiți-vă că shaorma pe care am mâncat-o în Anglia, aia de la turci, de la cei de lângă Wembley, a fost 6 lire, adică vreo 36 de lei. Cealaltă din centru, clar, a fost mai scumpă, nu mai știu, vreo 8 lire, 9 lire, ceva de genul, nu mai țin minte, chiar nu mai țin minte prețul aia. Și asta, a noastră mare de pui, este 30 de lei în cap. Deci faceți și voi o comparație, undeva la... 5 lire sau ceva de genul, cred că ar veni în banii lor, dar eu zic că e ok. Adică, ia uitați-vă, ca și cantitate mai mare, trebuie să menționez și asta, că noastră este mai mare. Bine, eu nu mi-am luat-o cu de toate, că dacă aș fi luat-o cu de toate ar fi fost mai mare, dar așa arată shaorma noastră. Și o să gustăm acum să vedem cum este. Și n-am mai mâncat shaorma de nu mai știu când este. Bine. Trebuie să menționez că mi-am reparat măseaua și pot să mănânc în partea asta. Adică să fiu cinstit. Nu mai la el. Senzație, tată. Senzație majoră. 40 de ore. Mamă, ce bun. Noi românii știm să facem șaurma. Știm, n-avem ce aici. Că ăla, că ăla. Adevărul e că dacă ar fi să compar real, bă, real, dacă ar fi să compar real, calitatea, clar, nu pot să mă bag în afacerile oamenilor, fiecare investește cum vrea,
vorbim de alte țări și așa mai departe. Diferența cea mai mare o face, uite, noi aici, bine, ei au lipia aia, noi o avem pe asta care e proaspătă, dar o avem și noi pe aia care nu este proaspătă, deci nu pot să-i așa, dar a lor, pot să spun cu mâna pe inimă, că era puțin mai tare, gen era mai simplu, nu știu de ce, dar bine, alt oraș, altă țară, înțelegeți? Dar ce e diferența foarte mare la condimente, frate, deci carnea lor bazată foarte, foarte mult pe verdețuri, foarte mult. Era un fel de cimbru, ceva de genul, cimbru mult, chestii de genul. Ei așa mănâncă. Și la Arabia așa era. Nu știu. Pentru mine. Și am mâncat și la muzeță. Chiar am mâncat la arabi. Dar nu. Cea mai bună shaorma e la români. Că pune noi cartofi, că și ea pun cartofi. Cine zice că ei nu pun cartofi, eu mănânc un căcat. Le-am văzut cu ochii lui. Dar bă, la ei e un fel de, la noi de ce este atât de furită, este pentru că noi, vezi domne, noi o customizăm foarte mult. Păi da frate, noi o customizăm. M-ai înțeles? Noi aici avem și meseria. La ei toate sunt la fel. Sosuri puține, legume puține. Dar în fine, nu mă bag eu să judec. Vă dai bună de pe asta. Deci, gustul foarte bun. Da, asta e, bă, acum nu vreau să fiu răutăcios. Sau să fiu prea mândru sau chestii de genul. Acum, eu nu o să-i dau o notă alei mele, pentru că e a mea. N-am pus să-i dau o notă. Asta este gândită de noi, arome, sosuri, produse și așa mai departe. Deci aș fi cam ipocrit să îi dau notă. Eu nu o să-i dau notă. Eu o să vă spun că mie îmi place. Și mănânc de 5-6 luni aceeași urmă. Și nu m-am săturat. Și tot mă țin bine. Aici o să închid vlogul. Am mâncat, ne-am cinstit, nu mai pot. V-am zis, nu o să-i dau note pentru că clar o să fiu puțin subiectiv. Deși știți foarte bine că dacă era o mizerie de șoarmă, eu nu mai promovam. Calitate tot. Cei care ați mâncat, puteți să-i dați voi o notă în comentarii. Dar pentru mine, e vis. N-am mâncat de mult în cizie. Da, hai, eu am fost Belgică, v-am pupat.